Rând pe rând, tot cât ce n-au rămas copii niciunul. Ediția din acest an a Festivalului Concurs de Muzică Populară pe Deal la Telormânel a debutat aseară când pe scena Centrului Multifuncțional pentru Tinere din Alexandria au evoluat 15 concurenți din toate zonele etnofolclorice ale țării. Ai urcat prima pe scenă. Așa este și emoțiile sunt foarte mari. Ai mai participat până acum la festivalul ăsta? Da, anul trecut a fost primul an în care am participat. Ce te-a adus la festivalul pe Deal la Telormânel? În primul rând, dorința de experiență, în cel de-al doilea rând, pentru că am fost încântată de ceea ce s-a realizat anul trecut și faptul că, fie că voi trece mai departe sau nu, pentru mine urmările sunt aceleași. A fost frumos, pentru că noi de asta venim aici, la aceste concursuri, pentru că ne este drag să fim pe scenă și cred că a fost ceva deosebit aici, la Alexandria. Ai mai participat până acum la festivalul pe Deal la Telormânel? Nu, este prima dată și mă bucur că am putut să vin aici la dumneavoastră. Cu motiv pentru care noi tinerii alegem să mergem prin concursuri, pentru că, iată, avem parte de oameni specialiști în acest domeniu și noi primim sfaturi de la dumnealor și, uite, așa cred că ne construim. A fost foarte frumos, m-am simțit foarte bine. Alături de maestrul Ghigoraș nu este pentru prima dată când urc pe scenă. Și m-am simțit în siguranță, pot să spun așa, pentru că știam că nu s-ar putea întâmpla nimic din punct de vedere al orchestrei. Dar faptul că ai evoluat în fața unui juriu atât de important cum este cel al festivalului? Presiunea a fost foarte mare, pentru că nu sunt la primul festival, am destul de multe festivaluri în spate și destul de multe premii câștigate. Județul Telorman a avut un singur reprezentant în concurs prin tânăra Alexandra Bălăreanu. E prima dată când particip la un festival în Telorman și vreau să vă spun că este superb. Lumea e foarte primitoare, publicul, juriul sunt foarte primitori și orchestra e wow, n-am cuvinte. Organizatorii, Consiliul Județean Telorman și Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Telorman au amplasat și un ecran gigant în aer liber pentru ca toți iubitorii de folclor să poată urmări evoluția concurenților. Frumos, nu am venit de mult timp, am foarte puțin, dar sper să rămân până la sfârșit. Cum vi se pare ideea că, iată, așa cum am spus, sta și la aer și urmări și spectacolul? Foarte bine, e foarte bine pentru acest oraș unde lucrurile stau cum stau, spectacole sunt din ce în ce mai rare. Cum vi se... Posibilități să mergem în altă parte sunt din ce în ce mai reduse. Foarte frumos, concurenți excelenți, nemaipomeniți, toți la o înălțime maximă, deci toți cu pregătire și toți cu talent, da. Unul mai frumos ca celălalt. Succes tuturor! Membrii juriului spun că deliberarea nu este deloc una ușoară. O prezență foarte frumoasă a tuturor. Ne va fi greu să-i alegem pe cei mai buni dintre acești tineri și foarte tineri, pentru că media de vârstă a fost undeva la 18 ani. Și în concluzie, eu sunt încântată de faptul că vine din urmă o generație care are seriozitate, dedicare, aplecare către folclorul adevărat și el va rămâne pe mâini bune. Prima seară de festival s-a încheiat cu recitalurile susținute de Sorin Filip. Să-ți